Tot a plâns și m-a chemat. Am plecat cu prietenii. De la timp prietenii nu mai m-au ajutat. M-a dat deoparte. De la timp i-am făcut la maică mea mii de amenzi care el i-a plătit. Și a spus, știi ceva acum? Eu nu mai plătesc. Mai odată te rog, mamă, bagă-mă un avocat. Am odată te ascult. Vreau un avocat. Tu ai bani. Ai de tăti, vreau un avocat. Dacă vrei să-ți prezint un avocat, du-te în coltul tău și rogă-te. Aleluia! Eu nu-l cunosc. Mărire Dacă Domnul. Vrei un avocat, eu ți-l prezint. La acela care slujesc. Aleluia! Și am spus, Doamne, te rog, scapă-mă odată. Când am ajuns cu prietenii la parchet, am spus că te-mi președintea, tu știi că ai venit, dar tu nu mai vei pleca de aici. Tu cum ai intrat, nu mai pleci. Eram 7 inși și mi-am adus aminte de un cuvânt. Aleluia. Că Domnul Iisus mi-a spus, eu sunt avocatul tău. Aleluia! Și când președintea m-a întrebat unde este avocatul tău, am spus, este aici. Prezintă-l. Nu-l vezi, dar eu simt că este aici. Aleluia! Înaintea lui președinte să spui că Dumnezeu este aici. Aleluia! Ai chef să-ți bagi bajocură? De aici nu vei pleca. Spuneam, Doamne, dacă acum odată mă schep și mama mi-a spus că tu ești un avocat bun, vreau să văd cum lucrez. Vreau să văd ce Dumnezeu are mama mea. Vreau să vă spun în numele Domnului, acei 6 ce erau lângă mine, toți au avut avocat. Am văzut în numele Domnului, vă spun, cum s-a deschis două uși. Să uitam țintă la mine, președinte, am uitam țintă, spunea către mine, ascultă aici, vină să-ți dau buletinul, că tu n-ai nicio vină. Aleluia! Nu poți să pleci. Mărire Domnului! Am spus, Doamne, îți mulțumesc! Aleluia! Când am ieșit afară, pachetul de țigări l-am aruncat în coș. Și am spus, mamă, Dumnezeu, mări să fie Domnul! Aleluia! Eu să mă predau Domnului! Aleluia! Eu doresc să mă împac cu Dumnezeu! Eu am mărturisit dumnezeiești. Frații mei, vă spun în numele Domnului. Nu știu de ce m-a dus Domnul, dar știe Domnul. Domnul. Aleluia! Iubește, Doamne! Suntem o frați. Fratele meu, când trebuia să fie într-o adunare, era la fotbal. Fratele meu, când îl chemam în casa Domnului, duminica, era la laptemi și juca fotbal. Eu eram un ferneziu în adunare. Spuneam, frate, astăzi este ziua Domnului. Vino în adunare, te rog. Aleluia! Mă joc fotbal. Am primit un telefon că de la fotbal devenit scandalul. De la fotbal s-a devenit la cuțite. Am primit o veste că este mort. Cuțitul a fost, vă spun în numele Domnului, direct în inimă. Maica mea a căzut jos. N-am știut la care să aleg, la mama sau la fratele meu. Fratele meu era pe targă, mort, fără suflare. Maica mea era jos. E timpul să intrăm în post. E timpul să strigi la Domnul. E timpul să nu pierdem pe mama noastră. Chiar dacă l-am pierdut pe fratele nostru, hai să strigăm la Domnul. Medicii au spus, ne pare rău, un băiat tânăr, pregătiți-vă de mormântare. Spunea mama, te rog frumos, nu-l duce sub sol.
Lasă doar 10 minute aici, te rugăm. Vrem să aducem în creștin. Vrem să venim să ne rugăm pentru el. Femeie bună, aparatele nu mai funcționează. Este cedat mort. Noi am făcut întâia că este mort. Domnul doctor, lasă-l aici, te rugăm. Am mers în Ferneziu pe fratele Nelu. Frate Nelu, vino, te rugăm, fă-i ungerea, că fratele nostru este mort. Te rugăm, vino la spital. Du-te că plec și eu. S-a rugat și l-a trimis pe cineva, pe Iisus Hristos. Aleluia! Când a fost la spital, spus medicul, nu mai vă rugați, că nu mai are ce să facă. Nu mai învie mortul. Dar lasă-mă 5 minute să mă rog. I-a făcut ungerea în numele lui Iisus Hristos. I-a făcut ungerea și a spus în numele Domnului, te rog. Te rog, deschide ochii. Te rog, vorbește. Medicii, era cât părul după cap. Spunea, Domnule, ești nebun. Doamne, arată-ți minunea. Aleluia! A arătat Domnul minunea? Aleluia! Domnul l-a ridicat din morți în viață. Aleluia! Bărbatului mărturisește puterea Domnului. Aleluia! I-a fost rușine să mărturisească puterea Domnului. Amen. Unde credeți că este? În închisoare. I-a spus Domnul, dacă nu vei mărturisi, nu durează mult.